De la Nistru mai la vale, de la Nistru mai la vale, of, of. Sunt trei drumuri și o cărare, leana mea, of, of. Sunt trei drumuri și o cărare, leana mea, of. Și-un izvor cu apă tare, și-un izvor cu apă tare, of, of. Cine bea e bovnic n-are, leana mea, of, of. Cine bea e bovnic n-are, leana mea, of. M-am născut în satul Șestaci, raionul Șoldănești. Copilăria, cam știți, nu prea copilărie așa veselă, dacă comparăm cu realitatea de acum. Noi am fost copii născuți după anii de grei încercări pentru țară. În 49 m-am născut. Am îndrăgit cântecul de mică, de mică, de mică, de mică. Probabil chiar din brutică de la mama a fost că ea cânta. Știu că nu mă mai iubești, știu că nu mă mai dorești. Mă voi feri din calea ta, mă voi întoarce și-o-i ofta. Eliberează-mi inima, mă voi feri din calea ta. Mă voi întoarce și-o-i ofta, eliberează-mi inima. Pe lângă casă tot ce trebuia făceam. Și vit îngrijam. Și nu avem păpuși ca acum. Ne făcea dintr-o păturică mama și-o îmbrobodea cu batistă și legănam prin o gradă. Asta erau păpușile. Ișam prima pe mahalaua noastră unde era, cu cântecul ișam. Toți încă mai dorm eu, poate, dar eu de-am cântam, asta era semn că eu aștept pe pășune să vină. Dimineața cântam, seara când ne întorcem, tot așa. Întreba, dar Valuța cântă? Când sat așa, e Valuța. Valuța cântă? Știți, ei sunt persoane care te înțeleg și te iubesc și mă mândresc și îmi pare bine. Mai sunt oameni care vă spun acum Valuța? Da, în sat așa, Valuța. Valuța, toți în sat. Era multe... Multe cânti din limba rusă de-am tradus, fiindcă era rusismul, mi-amintesc tatăl meu, el tot cânta, s-a așezat seara cu mâinile în pernă și cânta Volgă, Volgă, dragă Volgă, te-am iubit de mic copil. Și stăteam, eram copilă, stăteam și admiram, uite cum cântă, pentru m-a cumpărat patefon. Iată, patefonul, da, și învățam, iată, de la patefon. Mama cânta când făcea focul la plită. Și nu numai. În general, eu vreau să zic că o mamă creativă am avut. Foarte creativă. Eu umblă de mult și mă bat capul că nu pot memoreza. Nu-i trebuia nici caiet, nu-i trebuia nimic. Compunea singură. Când făcea focul, când prășea, când avea timpul liber, iată, de desenat tot așa. Eu am început desenul și muzica și cântatul și tot de la mama s-a luat, de la mama. Iată, cântam și ea vedea, se bucura, fiindcă trebuie să studiez, să înveți cuvintele și peste tot, și la prășit, și la muzvaca, și peste tot, lucrul ăsta era de regulă. Și odată a spus, zice, Doamne, când a să ajung eu ca să te văd la televizor cântând? Bună mamă, muncitoare, n-am muncit mult.
foarte mult am muncit. Și m-a învățat și se bucura. Că vedea că ea că eu vreau să torc, eu vreau să țes, eu vreau să croșetez. Îi plăcea lucrul ăsta, vedea că asta e bine. Și îi mulțumesc. Lume, lume, soară lume, 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 soară lume, când să mă satur de tine, când să mă satur de tine, lume, soară lume, când s-a lăsat, când s-a lăsat sec de pâine și păhăruțul din mână, lume, soară lume. Eram în clasa a 8-a, 15 ani, cei mai frumoși ani, eu cred. Eu sunt împreună cu prietenile mele, Elena, Victoria, Cleopatra. Aici e prima rochiță care a fost cusută de mătasă. Mătasă în perioada aceea nu se prea găsea cine și nu era în stare fiecare să o procure ca să-și facă o haină cât de cât. Această fotografie e din anul 1967. Anii s-au dus, 5 ani la universitate. Am terminat Universitatea Pedagogică Alea Coroso din orașul Bălț. Venind în Rezina, iată, m-am încadrat în activitate mai departe. În perioada universității tot așa eram soprano la cor, un cor văzut, un cor foarte bun. Venind de Rezina, domnul Tudor a organizat corul Doina Nistrului. Dar începutul a fost iată în modul ăsta. Bluziță albi singur ne-am căsut, fustiță ne-au ceva de la Casa de Cultură, de atunci era, da, cam așa ceva, de acum mai palat. Și iată aici se vede o parte a corului, că nu sunt cam toți bărbații, se vede că nu sunt toți. Am făcut o călătorie în România, prima călătorie. Eu visam ca să fiu învățătoare la clasele primare. Cum am valorificat tot? Scena și clubul satului. De la vârstă mică am început și probabil eu mă gândesc că domnii vedeau că este ceva. Iată clasele a 9, a 10, urmărim. Unde este clasele primare cu muzică? Unde, care facultate? Până la urmă mi-amintesc în fața casei, trandafiri acolo la părinți. Și stăteam, așteptam să vină anunțurile astea, în care parte să o luăm? Hop, la Bălț. Chiar la examenele de intrare la universitate, când am intrat, am cântat Foicică, floare albastră, ce frumoasă e viața noastră, că numai din gri, că numai din grija lui mulțumim partidului, of, of, că numai din grija, dar eu am dat voie la voce, știți așa,
Și domnul care m-a asistat, era un pământean de-a nostru, pe urmă ne-a predat, că am fost admisă. Dar a spus, de ajuns, Valentina, de ajuns, de ajuns, o strofim, că era foicică, floare albastră, e că ne-am amintit, foicică, floare albastră, ce frumoasă e viața noastră, floricică, floare albastră, ce frumoasă e viața noastră, că numai din grija lui mulțumim partidului. Măi, măi, și tot așa, iată. La nemța sucea, dar frumos ca aștept din ea, măi, la nemța sucea, primul dirijor, când s-a înființat corala Doina Nistrului, a fost domnul Tudor Țurcanu. Domnul Tudor Țurcanu, așa ne spunea, când cântați, o muscă, dacă se așează pe vârful nasului, n-ai drept să faci fu, ia să zboare, să o răbți și să mergi mai departe cu vocea. Pe timpurile celea, când dumnealui activa, nu era atâta libertate, vedeți, odată cu podul de flori, odată cu întrebarea intrarea în Europa, lucrurile s-au mai cât de cât mai slăbit și fiecare are posibilitate să organizeze. Pe timpurile dumnealui nu era, deci evoluam mai mult în cadrul Republicii noastre. La diferite festivaluri, numai decât nu eram invitați, întotdeauna luam locuri de frunte, de frunte. Prin ce? Prin armonia corului. Dumnealui atât a lucrat asupra pieselor muzicale de mult, că din două voci construia șase, opt chiar voci. Dumnealui a decedat. Cu părere de rău, a decedat, a suferit de inimă și am fost nevoiți să căutăm, că se pierdea corul gata format și nu avea cine ne dirija. Până la urmă a fost convins domnul Scutelnic, dumnealui a fost profesor de educație muzicală în liceu, posedă instrumentul, posedă vocea. Noi deseori veneam după Ciuperci, iată, luam traseul dincolo de unde sunt garajele pentru mașini, iată, prin tot copacii ăștia încetșor, admiram copacii, admiram, nu știu, nu putem fi indiferentă, mai ales dacă era ceva frumos. Și iată, acum chiar e un fanatism, este un fanatism. O frunză, culoarea de frunză de toamnă, of, Doamne, ce de frumoasă. Of, sunt, n-aveți idee, că eu îi opresc. Uitați-vă voi cum soarele face natura. Într-o frunză, câte culori? 7-8 culori și toate așa unite? Că nu te respinge, dar te atrage. Dar trebuie să vezi. Ori un nor pe cer merge, el are și el valoarea lui. Te-ai uitat, ai văzut o pupăză, ai văzut o floare, ai văzut un copac, ai văzut... Da. Astăzi nu-i ziua lor, dar sunt lucruri frumoase uneori, foarte, foarte. Tangoul de toamnă, unde un domn și o doamnă, înveliți doar de frunze, ce cad pe aripi. E tangoul iubirii, vibrație firii, trezită de frunze ce cad peste ei. Tangoul frunzelor, tangoul buzelor, iarăși e toamnă și frunzele cad la pământ. Tangoul frunzelor,
tangoul buzelor. Iarăși e toamnă, doar frunzele știu a lor drum.